Dacă până acum contractele colective de muncă erau înregistrate la Direcția de Muncă prin noua lege a Dialogului Social 62/2011, angajatorii au alte obligații. Angajatorii care au peste 21 de salariați au fost obligați să înregistreze contractele colective la instituția noastră, la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Până la această dată, prin vechea lege 130, se înregistrau la direcțiile de muncă. Faptul că liderii de sindicat au lipsit de la ședința de dialog social i-a nemulțumit pe reprezentanții prefecturii Olt. Eu sunt surprins că nu avem aici toți liderii de sindicat de pe platformă. Este păcat că reprezentanții înșilor de aici, din zonă, de pe platformă sau din județ, nu vin să discutăm toate problemele legate de acest acord tripartit și inclusiv de contractele colective de muncă. În județul Olt sunt înregistrate peste 516 unități cu peste 21 de salariați. Dintre acestea, numai 20% au înregistrat contractele colective la Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt. Șeful instituției spune că procentul scăzut este cauzat de lipsa reprezentativității organizațiilor sindicale și cea a calității de negociator.